Parcările construite în apropiere de ocolitoarea Brașovului vor fi deschise participanților la trafic din luna octombrie. Autoritățile locale urmează să încheie contracte atât pentru pază cât și pentru igienizare. Varianta ocolitoare arată foarte bine și trebuie și parcările să fie date în exploatare. Drept urmare, în 3-4 octombrie o să se întâlnească o comisie și o să aibă loc o preluare în administrare de către noi până când se va derula toată procedura pentru recepția la terminarea lucrărilor. Autoritățile își propun ca din 7 octombrie lucrurile să intre în normal după 2 ani de la momentul amenajării parcărilor.